Când ceasul va bate de miezul nopții fix, luminițele se vor stinge în Ploiești. Astfel, urbea lui Nenea Iancu va lepăda haina sărbătorilor, iar străzile vor rămâne doar cu iluminatul public. Un fel de cenușăreasa cu străie ponosite. Deși nu s-a vehiculat până acum o astfel de măsură, decizia municipalității vine în contextul crizei energetice. Real, totuși, între ora 12 și ora, sau ora 000 și ora 4:30, nu prea mai avem de ce să lăsăm. Eu lăsăm dimineața ca să bucure cei care merg la servici și logica este foarte clară și anume cea legată de faptul că trebuie să facem o economie, că trebuie să facem economii. Reprezentanții regiei autonome de servicii publice Ploiești vorbesc de peste 72.000 de kW consumați, cât timp beculețele sunt în funcțiune. Costul total pentru iluminatul acestor ghirlande pe perioada de funcționare, adică 5-a, 12-a, 10-a, 1-a, este de 72.585 de kW. Prețul mediu pe kW este 1,29, de unde rezultă un consum, de fapt, un total de 93.700 de lei. Din suma respectivă vor fi scăzute cele 4 ore și jumătate, timp în care iluminatul de sărbător va fi nefuncțional, cât privește viziunea ploieștenilor cu privire la decizia primăriei. Domnule dragă, mi se pare normal, dar având în vedere că eu sunt un pic mai în vârstă și pe timpul lui Ceaușescu am trăit fără lumină și mi-am crescut copiii la o lampă făcută la întreprindere cu carbid și luminam așa, trebuie să ne adaptăm. Le opresc de la atunci. Dacă e cazul și trebuie... N-am ce să zic. Mi se pare o idee bună, pentru că se va economisi mai mult. Dar nu vom mai vedea toate acestea. Da, dar oricum de la ora 12 nu prea umblă lumea pe stradă să le vadă. Păi, ca să nu mai consumi atât de mult curent, mi se pare destul de ok. Oricum, într-adevăr, ți-l mai frumos să vede noaptea, dar sunt câteva ore în care poți să le admiri. Mi se pare un lucru bun, pentru că consumăm din ce în ce mai puțin și... E un lucru cât mai bun. Excepție va face perioada dintre Crăciun și Anul Nou. În acest interval, iluminatul ornamental va funcționa după același program ca și cel pub.